Iar la Măruță, Mircea Joana a zis că acele case pe care le construiește George Simion și Aur la Galați nu vor fi niciodată finalizate. Cum comentați? Aștept să-l văd pe domnul Mircea Joana la Pechea, să vadă că sunt case din cărămidă și să vadă că se poate. Domnul Mircea Joana probabil se înscrie în ceea ce unii numeau tagma jefuitorilor și spune românilor că nu se poate. Eu de aici plec direct la Pechea, o să vadă domnul Joana cum evoluează construcția și dacă noi din opoziție și din fonduri private am reușit să facem acele case, cred că având guvern o să putem face mult mai multe pentru români. Încerca să lase ideea că... Să lase ideea că nu sunteți de cuvânt, cam așa am interpretat. Păi da, pentru că eu m-am înscris în ceea ce se cheamă clasă politică și timp de 34 de ani politicienii nu s-au ținut de cuvânt, inclusiv domnul Joana. Dar în luna noiembrie casele vor fi gata și pot să arăt că eu sunt de cuvânt. Acum să vedem ce poate arăta domnul Joana. Se apropie, să zicem, momentul în care candidații la parlamentare trebuie să-și depună candidaturile. Cum stă la nivelul României și la nivelul județului Bacău? Depunem liste complete, avem multe piedici, avem deja contestații, deși nu am depus dosarele și sper din suflet ca românii să ne prefere. Mulțumesc. E ceva orchestrat, așa, aveți sentimentul că se pun bețe în roate? Da, ni s-au făcut plângeri, ni s-au făcut și scrisori false și cereri să ni se respingă candidaturile. Avem toate dosarele în regulă, nu există motive. Cum stați? Care ar fi procentul? Avem trei sferturi din județe depuse, avem liste complete și la Bacău, cu oameni din Bacău, oameni din rândurile Aur. Mulțumesc frumos!